Luni, 9 august, în orașul Râșnov, o autospecială a intervenit pentru salvarea unui bărbat care a fost prins sub un zid care l-a surprins pe acesta. La fața locului a intervenit o autospecială pentru descarcerare, o autospecială complexă pentru intervenție, un camion cu un container de căutare salvare, o ambulanță de terapie intensivă mobilă SMURD și serviciul voluntar pentru situații de urgență cu autospecială de stingere, toate din cadrul detașamentului Piatra Neamț. Bărbatul de 37 de ani era prins sub un zid din BCA, însă era conștient. După ce echipajul SMURD i-a acordat primul ajutor, victima a fost transportată la unitatea de primiri urgență Piatra Neamț. În urma evenimentului, 3 persoane au suferit atacuri de panică, dar în urma asistenței echipajului de prim ajutor SMURD, acestea au refuzat transportul la spital.